Bună ziua, bine ați venit! Ne-am întâlnit astăzi pentru că Liga Profesionistă de Fotbal a semnat un contract pe 5 ani cu EAD-ul în ceea ce privește drepturile de televizare. Am ținut să punctăm acest lucru și în special partenerii noștri care vor să vă informeze cu câteva lucruri din ce am mai reglat în acest contract de drepturi TV. Îi dau cuvântul domnului Orlando. Bună ziua! Mi-am pregătit o prezentare cu ceea ce reprezintă în momentul de față EAD și ceea ce ne propunem pentru următorii 5 ani de zile cât va dura acest parteneriat. Și la final, bineînțeles, rămânem disponibili pentru întrebări. EAD este o companie înființată în 2015, a început ca regie de publicitate. În vara lui 2017 am dezvoltat componenta de drepturi sportive. Am operat ultimii 2 ani de contract, contractul care se termină la finele acestui sezon, l-am operat printr-o preluare de cesiune de la deținătorul drepturilor ISB Champions Football Management. Practic, în ultimii 2 ani de zile am lucrat cu Liga pentru operarea acestui contract de drepturi TV. Parteneriatul nostru cu LPF practic înseamnă poziționarea între două tipuri de clienți. Odată tot ce înseamnă partea de B2B, Liga Profesionistă de Fotbal, televiziune, operatorii de cablu și cluburile, cele 14 cluburi care sunt prezente în Liga 1. Și a doua componentă este relația B2C, în care publicul, atât spectatorii care merg pe stadioane, cât și telespectatorii, reprezintă partenerii și clienții noștri în apărarea acestui contract. În relația cu Liga Profesionistă de Fotbal, noi vom realiza tot ce înseamnă partea de producție, meciurile din Liga 1. Suntem responsabili pentru producția acestor meciuri. Construim produsul pentru partenerii noștri, televiziunile și operatorii de cablu. Vom insista pe partea de marketing și o să vedeți mai încolo ce înseamnă partea asta de marketing pentru a crește audiențele pe TV și pentru a crește audiențele pe stadioane, dar în același timp pentru a face produsul mai atractiv pentru potențialii clienți și tot ce înseamnă partea de activare pentru parteneri. Contractul este un contract, în principal, noastră știți ca un contract pentru drepturi TV. Contractul este un contract mai amplu care include partea de drepturi, tot ceea ce înseamnă partea de drepturi de TV, dar și alte drepturi comerciale, cum ar fi partenerul ligii sau drepturile de transmisie pe diferite platforme, alte tipuri de drepturi, cu excepția drepturilor pentru transmisiile radio care nu sunt operate de noi. Astăzi suntem parteneri în prisma contractului actual cu televiziunile care transmit meciurile din Liga 1. I-am pus în ordine alfabetică, dumneavoastră îi cunoașteți în momentul de față, Digi, care transmite meciurile Telecom Sport, Clever, care deține cele două televiziuni LUC, LUC Sport și LUC Plus, UPC, Orange și Acta, care sunt operatori de cablu și preiau meciurile din Liga 1 prin intermediul televiziunilor LUC. Ce ne propunem pentru următorii 5 ani de zile? O profesionalizare a managementului și dezvoltarea infrastructurii a resurselor umane implicate în identificarea, formarea și creșterea jucătorilor. Este un obiectiv pe care l-am stabilit împreună cu Liga. L-am tot discutat în ultimii ani, în ultimii 2 ani de zile, de fapt, din momentul în care am preluat aceste drepturi. Astfel încât să putem lucra împreună cu Liga și cu Federația Română de Fotbal. O să detaliem puțin mai târziu. Ne interesează să creștem numărul de spectatori pe stadion. Ne interesează să creștem audiențele de TV.
Ne interesează să atragem branduri importante care să vină alături de echipa din Liga 1, care să vină să susțină produsul fotbalistic numit Liga 1. Și aici avem mai multe detalii despre cum vom încerca să atragem brandurile alături de echipele din Liga 1 și în final ne interesează să digitalizăm produsul astfel încât să mergem după audiență, care audiența tânără astăzi, așa cum bine știți, e pe platformele de tipul YouTube sau Facebook. Ce înseamnă primul obiectiv? Sunt lucruri detaliate, le puteți vedea, le puteți citi. Ce ne interesează pe noi și deja am inițiat discuții ca echipele ce promovează sau își propun să promoveze în Liga 1 să aibă o infrastructură minimă și aici trebuie lucrat împreună cu Federația Română de Fotbal, astfel încât echipele care vin în Liga 1 sau care își propun să promoveze în Liga 1 să aibă stadion, un stadion care să corespundă cerințelor din Liga 1, să aibă instalație de încălzire a gazonului, pentru că Liga 1 se desfășoară, așa cum bine știți, în lunca noiembrie, decembrie sau februarie, martie, în care vremea nu este cea mai potrivită în România. Ne interesează să existe acțiuni de marketing astfel încât să atragem spectatorii pe stadion. Ne interesează să existe baremuri pe partea salarială, astfel încât echipele să își acopere salariile din veniturile pe care le generează. În final, ne interesează ca cu fiecare din acești 5 ani de contract, echipele să-și diversifice bugetele și să nu mai depindă în proporție de 40 sau 50% din drepturile de TV. E foarte important pentru noi ca la finalul acestor 5 ani de zile echipele să-și echilibreze structura veniturilor la buget și să atragă venituri din vânzarea de bilete, să atragă venituri din activități de marketing, să atragă venituri din activitățile de promovare în parteneria cu diferiți sponsori. Aveți câteva acțiuni pe care le-am listat la nivel de atragerea spectatorilor la meciurile din Liga 1. Vrem să vindem bilete online la fiecare meci din Liga 1. Vrem să facem abonamente care să fie disponibile, să-ți dea acces ca și spectator la orice meci din Liga 1. Să schimbăm paradigma de la 90 de minute de fotbal la 120 de minute de distracție, pentru a atrage și a încuraja părinții să-și aducă copiii pe stadion. Ne interesează ca jucătorii ce nu sunt implicați în meciul respectiv să facă acțiuni de marketing, să semneze autografe, să facă fotografii împreună cu să stea în tribună practic și să facă acțiuni de marketing pentru promovarea echipei. Ne interesează să avem un food court la fiecare meci din Liga 1, astfel încât în momentul în care ajungi la stadion să poți să-ți cumperi ceva de mâncare. Ne interesează să creăm o tribună a suporterilor, o tribună a legendelor clubului, unde să atragem personalitățile care au reprezentat clubul respectiv să vină să dea autografe sau să comenteze meci împreună cu spectatorii. Diferite acțiuni de marketing, astfel încât lumea să revină la stadion, ținând cont de faptul că fotbal în momentul de față este o distracție, este o petrecere a timpului liber care se concurează cu toate celelalte distracții, începând cu televiziunea, continuăm cu Netflix-ul, continuăm cu cinematograful, cu ieșitul pe terase, mersul la teatru și așa mai departe. Deci, practic, în momentul de față, toată lumea trebuie să înțeleagă că timpul fiecărui spectator sau telespectator este limitat și atunci noi trebuie să ieșim în față și să scoatem în evidență aturile pe care le ai sau avantajele pe care le ai în momentul în care vii la un meci din Liga 1. Ceea ce se întâmplă astăzi nu cred că mulțumește pe nimeni. Avem niște acțiuni răzlețe la nivelul Ligii 1, la nivel de cluburi. Noi vreau să permanentizăm genul ăsta de acțiuni la nivelul întregii Ligii 1. E adevărat, o să le zâmbiți și o să spuneți că suntem niște idealiști. O să vedem. De unde plecăm în momentul de față? Aveți audiența echipelor din Liga 1 la momentul actual, ceea ce s-a întâmplat mai puțin etapa din acest weekend. O să vedeți că Universitatea Craiova e prima la nivel de spectatori atrași și aici se vede și o implicare a managementului și acțiunile pe care le-au făcut.
plus bineînțeles noul stadion care s-a construit la Craiova. Pe de altă parte, o să vedeți că Dunarea Călăraș și echipa mea promovată este pe locul 4, înaintea multor alte cluburi de tradiție din Liga 1. Sunt sigur că dacă Sibiu ar fi avut propriul stadion, era la fel în top, poate chiar în top 3. Și o să vedem asta dacă își vor desfășura ultimele meciuri din acest sezon pe stadion propriu la Sibiu. Și aici revin la partea cu necesitatea de a avea stadion în momentul în care ești sau îți propui să ajungi în Liga 1 și de ce e important să ai un propriu stadion pentru a participa la această competiție. Astea sunt mediile pe acest sezon, noi ne propunem să le creștem și ne dorim să le creștem. Iar aici aveți audiențele pe TV. Audiențele sunt cumulate pe cele trei canale care transmit meciurile din Liga 1, mă refer la 4 sau chiar și 5, dar în principiu Digi Sport îl considerăm cu toate canalele, la fel cum și Telecom Sport îl considerăm cu toate canalele și locurile pe cele două canale. Audiența medie, însă Liga 1 cumulat la unele meciuri adună audiență care poziționează în topul audiențelor de TV, adică scoate 9 sau 10 puncte de rating la meciurile importante, ceea ce înseamnă audiență echivalentă sau chiar mai mare decât ceea ce scoate Pro TV în prime time sau Antena 1 sau Canal, de care sunt principalele televiziuni în momentul de față din România. Deci, practic, interes există. Noi trebuie să creștem acest interes la nivelul întregii ligi. Ca să creștem acest interes, evident că avem nevoie de branduri de tradiție, avem nevoie de echipe care să aibă suporteri în spate. Avem nevoie că, dacă vă uitați în momentul de față, după București și Cluj, toate celelalte orașe mari, Constanța, Brașov, Timișoara, nu au echipă în Liga 1, ceea ce este cel mai fericit lucru. De aici plecăm la nivel de audiență în sezonul actual. Vrem să atragem sponsori și vrem să atragem branduri importante alături de echipele din Liga 1. Astăzi, marea majoritate a echipelor au ca sponsor principal companiile de betting. Vrem să atragem brandurile importante care se pot asocia cu această competiție. Vrem ca la fiecare meci din Liga 1 să avem sistem de tip LED, astfel încât echipele să-și construiască pachetele de sponsorizare și în momentul în care își construiesc pachetele de sponsorizare să aibă ce să vândă către potențialii clienți. Și ăsta e unul din obiectivele noastre. Ne-am propus ca în perioada următoare, nu știu dar neapărat dacă din sezonul următor, să aducem în România un sistem LED de tipul celor care rulează la meciurile din Champions League. Sunt doar două companii în lume în momentul de față pe care UEFA le-a acreditat pentru producerea acestor sisteme LED de 240 de metri. Și în principiu, în următorii 2 ani de zile, Liga 1 cred că va fi singura ligă din regiune care va avea un astfel de sistem ce va rula publicitatea pe stadionul de la meciurile din Liga 1. Și în ultimul rând, în digitalizarea produsului, ce am făcut noi în ultimii 2 ani de zile, am creat un canal de YouTube care are aproape 60.000 de abonați în momentul de față, unde punem rezumatele după fiecare meci care se desfășoară în momentul de față în Liga 1. Am blocat transmisiile pirat pe YouTube, toate live-urile care piratau canalele ce transmiteau meciurile din Liga 1 au fost blocate într-un parteneriat cu YouTube. Lucrăm în momentul de față cu Facebook-ul pentru a bloca, pentru că sunt foarte multe transmisii pirate care se întâmplă astăzi pe Facebook. Împreună cu Liga Profesionistă de Fotbal am creat pagini sau am autentificat paginile pentru fiecare echipă din Liga 1, astfel încât acestea să aibă pagini oficiale. Vom lansa aplicații de iOS și Android, unde spectatorii vor putea vedea golurile marcate după fiecare meci cu întârziere de câteva minute. Și în principiu, ceea ce ne propunem să facem este să mergem după audiență. Audiența tânără care petrece foarte mult timp liber pe smart phone și care își petrece timpul în mediul virtual. Cam atât. Mulțumesc.
Eu vreau să mulțumesc partenerilor noștri că în final am semnat acest contract, am ajuns la un consens după câteva luni bune de negocieri și cred că o să avem o colaborare mult mai bună ca până acum. Ce vă stăm la dispoziție cu întrebări și dacă vă rugăm să spuneți și publicația sau postul de televiziune, radio, înainte de a pune întrebarea. Bună ziua, Andrei Crețu de la Gazeta Sporturilor. Am o întrebare întâi pentru oficialul legi, apoi o să revin la domnul Nicoară cu câteva întrebări. Mă puteți spune dacă există garanții semnate clar pentru acest contract, adică în cazul în care peste 2 ani, să zicem, contractul se rupe, Liga are garanții în acest sens? O să rog pe domnul Știin să vă dea aceste informații. Bună ziua și din partea mea. Bineînțeles, există mai multe garanții contractuale. În primul rând, dânșii au obligația de a depune o scrisoare de garanție bancară pentru fiecare rată, cu excepția situației în care plata se face într-un termen asumat contractual. De asemenea, bineînțeles că există un pact comisorului de grad 4, asta înseamnă că în cazul nerespectării unor obligații importante din contract, Liga poate rupe contractul de a doua zi. Dar sunt mai mult ca sigur că nu vom ajunge în această situație. În Germania, începând din sezonul viitor, nu vor mai fi programate meciuri lume. Știu că a fost o întreagă discuție și în România pe acest subiect, dacă vom avea meciuri în continuare luni în fotbal românesc și dacă există presiune în partea cluburilor ca acestea să nu mai fie programate. Bun. În primul rând, cred că este o comparație nefericită Germania cu România din mai multe perspective. În al doilea rând, dacă studiem ceea ce se întâmplă în Germania, vom vedea că acolo există un activism mult mai ridicat al suporterilor, există un activism pe care nu îl întâlnim nici în fotbalul din Anglia, nici în fotbalul din Franța, Italia sau Spania. De asemenea, acolo, astăzi, se aplică în continuare regula 51% pentru clubul de origine. Asta înseamnă că asociațiile de acolo continuă să fie acționari majoritari în structurile sportive, ceea ce înseamnă că investitorii nu pot avea mai mult de 49% din acțiunile unui club de fotbal, lucru nefericit. Știți foarte bine că Bayern încearcă de mult să schimbe această regulă pentru că nu pot ține pasul cu cluburile din altă parte. Vom avea meciuri lunea, însă, spre deosebire de contractul anterior, în acest contract s-au stabilit reguli foarte clare pentru programare și de asemenea s-au stipulat în contract orele și zilele de disputare pentru meciurile din Liga 1. Nu puteți anunța măcar orele la care sunt programate, acum sunt 18:30 sau 19:00, 20:30, 21:00? Există mai multe sisteme de stabilire a orelor în funcție de anotimp, le veți afla la momentul potrivit. Pentru domnul Nicoară, în câteva întrebări, am văzut că ați spus în prezentarea pe care ați făcut-o că vă veți ocupa exclusiv de producerea meciurilor. Când vă veți ocupa, nu mai apelați la momentan produce meciurile Digi, din ce știu, adică orice se produce meciurile cu care vreau. Orice produce meciurile la comanda noastră. Practic, noi suntem titularii contractului și atunci căutăm parteneri cu care să producem aceste meciuri. În momentul de față, ele sunt produse de Digi. Ok. Până la acest moment ați avut negocieri de televiziune cu RCS, cu Telecom și Clever Media? În momentul de față, noi suntem sub contract cu toate aceste firme pentru sezonul actual. Ne dorim, din punct de vedere al telespectatorului, să rămânem în acest sistem, pentru că e cel mai avantajos pentru toată lumea. Astăzi, așa cum este sistemul gândit, meciurile ajung în toate rețelele și, practic, cam toți telespectatorii pot avea acces la meciurile din Liga 1. Întrebarea era dacă ați negociat cu ele. Contractul actual normal că duceți la bun sfârșit. Evident, v-am spus, astăzi suntem sub contract cu aceste entități, cu toți partenerii noștri, ne dorim să continuăm de asemenea cu toți partenerii noștri. Repet întrebarea, ați avut negocieri cu cele 3 companii? Că nu ați răspuns la întrebare, bănuiesc că duceți contractul să rămâne. Încă am avut discuții cu toate companii. Ok, și stadiul negocierilor sau discuțiilor care le veți afla în momentul în care vor fi finalizate.
Este adevărat că un club din Liga 2 a apărat în judecată și va cere insolvența societății. Este adevărat, dar informația, de fapt, cred că trebuie să-l sunați direct pe domnul Bilica și să-l întrebați de ce am dat în judecată. Păi vă trebuie dumneavoastră, că sunt am avut un contract de închiriere cu Poli Timișoara, am respectat contractul de închiriere, domnul Bilica în momentul de față și clubul e plătit în avans de către noi, nu are niciun fel de motivă pentru a ne da în judecată. Și asta se va vedea la momentul în care ne vom prezenta la tribuna. De altfel, Berlica ne-a promis că își retrage cererea pe care a înaintat-o. Ceea ce nu s-a întâmplat încă. Rămâne să vedem dacă în fața judecătorului probabil va cere să... Aici aș vrea să intervin și eu, iartă-mă, Orlando, ne-am interesat și noi cu privire la acest litigiu, categorică, deseori există tendința ca avocații și cei care doresc să pună anumită presiune să deschidă cereri, să facă solicitări de deschidere a procedurii insolvenței, este doar un tertip care are legătură cu profesia de avocatare, nu cred că... Da, dacă mă scuz justiția, ceea ce pot să vă asigur eu că ea, din momentul de față, nu este în situația de a fi insolvență, în condiții în care a plătit 14 milioane de euro de la începutul anului până acum. Insolvența, știți că se atrage în momentul în care nu ai disponibilitate bănească. Valoarea contractului viitor este aceeași ca cel actual? Stai că ai schimbat cu plus. Valoarea contractului este mai mare decât contractul actual, dar încă o dată trebuie să-l spargeți în două componente, drepturile de TV și drepturile comerciale. Adică noi l-am gândit în cele două componente. Adică s-ar putea la contractul de drepturi TV să fie mai mic decât cel actual. Contractul este de 28 de milioane de euro, așa cum v-a anunțat Liga. Fără TV. Fără TV. Pentru că ați adus în discuție producția aici, vreau să vă spun că suntem în discuții cu partenerii noștri, în momentul în care se face producția, dacă se poate realiza și sistemul VAR, pentru că tot sunt discuții în rândul noastră și avem această preocupare. Primul pas care trebuie să-l facem, o să facem către federație o adresă în care să trimită arbitrii deja la specializare ca să nu ne trezim că noi ajungem la concluzia că putem folosi VAR-ul și să nu avem arbitri specializați. Domnul Ștefan, grila pentru împărțirea drepturilor TV a fost și abonesc stabilită, nu? În momentul în care a fost semnat acest contract. Prin plăți sau se schimbă? Nu, vorbim de grila odată și vorbim de scadență a doua oară. În ceea ce privește grila, ea rămâne neschimbată, în sensul în care 30% din banii vor ajunge la cluburi în mod egal și 70% din bani, având în vedere criteriul performanței sportive, respectiv în funcție de locul ocupat în clasament la final sezonului regular, respectiv la finalul play-off-ului, play-out-ului. În ceea ce privește ratele, la acest moment avem trei tranșe, una la începutul sezonului, una în ianuarie și una în martie, dar există posibilitatea ca în funcție de legislația aplicabilă să revenim la sistemul cu două rate. Ați apelat din nou la o firmă care să vândă mai departe drepturile TV, firma AD. Există un comision pe care această societate îl primește în cazul în care reușește să vândă aceste drepturi? Nu sub nicio formă, nu există absolut niciun comision, nici direct și nici mascat. Ok, și mai am o singură întrebare pentru domnul Nicoară. În spatele societății pe care o conduceți, care este legătura cu domnul Adrian Tomșa? Este acționar în compania AD. Pentru că apropo, da. Acolo domnului Păsari, nu? Da, știu, m-a dat asta cu domnul Tomșa, care este un apropiat al domnului Tesari. În momentul de față, Adrian Tomșa reprezintă interesele companiilor în care este acționar. Mai departe, puteți să-mi întrebați pe dânsul direct cât de apropiat este de Zoltan Tesari. Andrei Trifan de la Fanatic, pentru domnul Iorgulescu, de ce nu ați vândut direct către televiziuni? Nu ați primit o ofertă concretă? Nu am vândut către televiziuni pentru că noi nu suntem specialiști în acest domeniu, iar până acum tot ce a obținut AD-ul de la televiziune a fost satisfăcător pentru Liga 1. Și, după cum vedeți, s-a obținut ceva mai mulți bani.
Există posibilitatea ca EAD să vă achite dumneavoastră 28 de milioane de euro fără TVA, dar ei să obțină o sumă mult mai mare? Adică suma respectivă, să zicem că EAD-ul e deștept și îl dă cu 35 mai departe. Suma respectivă ce se întâmplă? Rămâne la EAD? Noi suntem mulțumiți să avem banii care sunt în contract. Restul nu ne interesează. E problema deșilor pentru că e o societate comercială și probabil în acestui contract vreau să facă și profit. Adrian Țone, sunt de la Gerpres. Pentru domnul Micoară, ați cumpărat și drepturile comerciale pentru prima dată. Spuneți-ne dacă departamentele de marketing de la cluburi vor mai exista în viitor sau firma dumneavoastră? Nu, am cumpărat drepturile comerciale, adică ce înseamnă partenerii legii, de exemplu. Asta e un drept comercial. Noi avem acest drept de a alege și a selecta partenerul legii întâi. Evident că ne dorim ca departamentele de marketing să existe și să desfășoare activități împreună cu noi, fiind un suport pentru respectivele departamente, astfel că să desfășoare acțiuni de marketing care să aibă diferite obiective. Dar nu se pune problema să facem noi activitatea de marketing ale cluburilor de Liga 1. Deci dumneavoastră veți colabora cu cluburile în... Evident. Asta ne și propunem, să colaborăm, să atragem sponsor, să aducem sponsor pentru echipele respective, să desfășurăm activități pe partea de promovare pe stadioane, oricum de genul ăsta. Uite, în partea aia cineva. Bună ziua, Petrișoară Baie, pagina de media. Legat de publicitatea pe stadioane, dacă în cazul drepturilor de difuzare suma este clar stabilită, 28 de milioane, în cazul acestor venituri, este prevăzut ceva în contract, un minim sau un anumit prag sau cum se va face în împărțirea banilor aici, pe această zonă? Este o înțelegere separată care nu implică Liga Profesionistă de Fotbal, dar înțelegere pe care avem noi cu fiecare club din Dante. Deci, practic, e un contract separat încheiat între EAD și fiecare club din Liga 1 pentru aceste drepturi. Nu se mai face centralizarea la nivelul legii profesionistă. Și legat de audiența TV, spuneați în prezentare că urmărim să creștem audiența TV. Da, dar cum? Pentru că, uitându-ne pe cifre, sunt câteva echipe, 3-4 echipe care fac audiență, în rest, celelalte mai puțin. Ce veți face concret? Cum veți crește sau cum vreți să creșteți audiența partidelor? Uitându-ne pe cifră, dacă ne uităm la toate celelalte campionate puternice din Europa, de la Anglia până la Italia, o să observați că sunt câteva echipe, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Bayern München sau Dortmund, Dortmund mai puțin, și în Italia Juventus, Inter Milan, care fac audiență pe TV în momentul de față. Deci, oarecum normal să existe în fiecare campionat câteva echipe care sunt cele generatoare de audiență. Pe mine interesează, în principal, ca în Liga 1 să ajungă echipele care pot genera audiență. Și aici nu prea avem cum să ajutăm noi Timișoara să își construiască o echipă, să nu mai stea cu trei echipe în Liga 2 și să își construiască o echipă suficient de puternică ca să reziste în Liga 1, să nu putem să ajutăm Brașovul, să aibă o echipă în Liga 1, să nu putem să ajutăm Farul. Ce ne dorim este să avem echipe în Liga 1 care să aibă suporteri și ne dorim ca, evident, brandul, ne dorim Rapidul în Liga 1, care are suporteri în momentul de față în Liga 3 la toate meciurile pe care le desfășoară, fie că joacă acasă, fie că joacă în deplasare. Ne dorim Petrolul în Liga 1, ne dorim Farul, ne dorim Universitatea Cluj, Oțelul Galați și așa mai departe. Iar în legătură cu drepturile pe internet, cum se... Că acolo presupun că e un capitol special, difuzarea de meciurile pe internet. Până acum au fost câteva experimente din câte știu. A fost un singur experiment, am transmis pe Facebook meci la FCSB Universitatea Craiova, dacă nu mă înșel, pentru noi din diaspora. În perioada următoare vom avea un plan pentru, așa cum am spus, pentru digitalizarea produsului și implicit, probabil și pentru transmisii pe
Facebook sau pe YouTube. Și ne poți da detalii care sunt acești pași sau când se vor vedea mai multe meciuri, pentru că... E foarte posibil ca pentru tot ce înseamnă audiența din diaspora, începând în sezonul viitor să întâmple aceste lucruri. Sezonul viitor înseamnă cel care începe în mâine. Și dar, repet, pentru audiența din diaspora, nu pentru cea din România. Și pentru cea din România? Pentru cea din România nu există un plan în momentul de față, depinde foarte mult de partenerii pe care avem noi, pentru că nu poți să transmiți pe Facebook gratuit un meci care costă peste 120 de mii de euro, cât costă în momentul de față un meci de ligante. Și în legătură cu dreptul de a negocia partenerul oficial al ligii, există o împărțire pe procente sau cum? Care sunt condițiile din contract stabilite în cazul în care te negociază un astfel de sponsor? O să îmi permit să vă răspund eu. Nu există o împărțire între aceste două aspecte sau chiar mai multe, pentru că Orlando la început v-a spus că există o înțelegere pe drepturi ETV, există o înțelegere pe alte drepturi media și de asemenea în zona de title sponsor. Chiar în cadrul negocierilor ne-am dorit la un moment dat să avem o astfel de împărțire, însă într-un final am ajuns la un acord global, pentru că de fapt acea împărțire ar fi fost ceva pur subiectiv, drepturile TV 24 de milioane, title sponsor 4 milioane sau eu știu 2 milioane sau altă sumă, motiv pentru care suma de 28 de milioane acoperă toate aceste drepturi fără să existe o separare între ele. Nu există 28 de milioane plus... Ba da, 28 de milioane plus TVA, da. Până la urmă. Pe lângă TVA, 28 de milioane plus... Nu, 28 de milioane este suma care acoperă toate drepturile cedate către EAD Interactiv. Mulțumesc. Cu plăcere. Pentru domnul Nicoară, în rândul asociațiilor din EAD există apropieri în media către Telecom și către Digi, două dintre televiziune care sunt interesate de aceste drepturi. Există în piață ideea că EAD este doar un interpus al celor două televiziuni. Cum răspundeți acestor idei? Nu știu cum ați înțeles dumneavoastră că EAD sau în acționarii EAD ar fi apropiat de Digi și de Telecom. Vă pot explica. Adrian Tonșa este cunoscut drept un apropiat al domnului Tesari, ceea ce nu trebuie dovedit, iar EAD are printre partenerii Telecom, inclusiv site-ul a fost realizat de EAD, deci... EAD lucrează și cu Orange, EAD lucrează și cu PSI-ul, de exemplu. Asta înseamnă că nu există un parteneriat. Eu cred că face speculații în momentul de față. Digi este o companie listată. Dacă veți merge și veți consulta ceea ce înseamnă, pentru că e o companie publică, e listată pe bursă, dacă vă veți duce și veți constata că Adrian Tomșa are vreo legătură din punct de vedere funcție, management, ce doriți dumneavoastră cu Digi, atunci puteți să spuneți că există o apropiere. Digi e o companie listată care își face o politică clară în ceea ce privește drepturile de ceea ce transmite, cu ce semnează contractul și așa mai departe. Nu să vină nimeni, indiferent că este, așa cum spuneți dumneavoastră, prieten cu patronul și cu alții, cu altcineva, care să seteze ce politică are Digi. Și asta vă spun prin priza faptului că am discutat și am avut negocieri cu Digi, care nu vrea să intru în momente. Deci e o pre-speculație. Adrian Tomșa este partener în EAD, Adrian Tomșa are și este partener și în Clever. Interesele lui sunt în aceste două companii. Cu siguranță interesele lui nu sunt în Digi sau în alte asociere. A spus că ați avut negocieri deja cu mai multe societăți pentru vânzarea drepturilor TV pentru următorii 5 ani. Există societăți noi pe care s-ar putea să le vedem? Există posibilitatea să există societăți noi, da. Din România sau? Și din România și de afară. Ok, și mai am o întrebare. Bănesc că momentan drepturile îți plătesc în tranșe egale de către cei care... Trebuie să plătesc exact cum cere Liga. Liga decide cum să plătesc. Nu, mă refer la televizor. Cele trei companii care dețin drepturile TV își împart în mod egal. Astea sunt detalii care țin de... Ok, bun. În cazul în care va exista un preț de televiziune generalist, dăm exemplu TVR, să zicem, care are cea mai mare acoperire din țară. Există o altă grilă de vânzare a drepturilor pe TVR față decât
nu știu, să nu am un postant, toată trebuie să zicem, nu știu, n-am dat ceva bun exemplu. Noi suntem deschiși în momentul de față să discutăm cu orice PSTV care își dorește acest produs, ținând cont de faptul că v-am amintit costurile pentru un meci depășesc 120.000 de euro. Iar astăzi, din piața de publicitate, nu cred că își permite nimeni, nici măcar PRO-TV-ul care e lider în piețe, să plătească o asemenea sumă pentru meciurile din Liga 1. Dar suntem deschiși să discutăm cu orice. În acest moment negociați vânzare pe terți cei 5 ani sau vă gândiți la defalcare, nu știu? În principiu, pe mine interesează să încheiem contracte pe următorii 5 ani de zile, adică pe perioada pe care noi avem drept. Acum, dacă vine o piesă televiziune și vă propun eu vreau să cumpăr doar rezumatele sau doar cel mai important meci al etapei există pe scurt? Noi discutăm cu oricine. Asta, asta e mesajul. Discutăm cu oricine, spune că să putem asigura telespectatorii că au acces la aceste meciuri din evente. Adică există posibilitatea ca un singur post să cumpere un meci pe etapă? Există, evident, există posibilitatea asta, ca un singur post să cumpere un singur meci pe etapă, evident. Dar nu are buget mai mare pentru a plăti pentru a avea toate meciurile. Aici aș mai vrea să completez, ne-am asigurat în ceea ce privește aspectele care țin de legislația concurenței că în situația tuturor vânzărilor pe care EAD le va face mai departe, ele se vor face întotdeauna în aceleași condiții de echitate pentru toți potențialii parteneri. Și e ceva foarte important, noi putem să vindem drepturile către o singură televiziune și să le blocăm, practic, pentru celelalte televiziuni. Dacă mă întrebați pe mine și aici intru cumva în bucătăria legii profesioniste de fotbal, apropo de întrebările care au ieșit în spațiul public referitoare la licitație, de ce nu s-a organizat licitația, asta este unul dintre motive, pentru că într-o licitație dreptul ar fi fost blocat într-o singură rețea, să spunem, sau pentru o singură televiziune, iar suma pe care Liga Profesionistă ar fi obținut-o din vânzarea acestor drepturi la licitație nu ar fi ajuns în niciun caz la suma pe care ne-am oferit-o. De altfel, dacă vreți, noi am început discuțiile cu Liga în septembrie anul trecut. Liga a tatonat și a căutat și a discutat cu diferiți playeri în piață pentru a vedea în ce măsură poate să obțină condiții mai bune pentru aceste drepturi, am făcut o ofertă, am revenit, am făcut din nou ofertă și practic n-am înțeles acum 2 sau 3 săptămâni. Există și un plan B pe care îl aveți? Pentru că sunt voci în piață. Pentru că sunt voci în piață care susțin că anumite posturi TV, cele care le țin deja drepturile în Liga 1, n-ar mai fi interesate de tot pachetul de 8 meciuri. Adică nu i-am interesat, să zicem, chiar nevoluntar. Noi suntem deschiși să discutăm și să prelungim relațiile contractuale cu partenerii din acest moment. Dacă se va întâmpla acest lucru, cu siguranță că veți afla, veți fi primii care veți afla dacă o anumită, unul dintre parteneri, nu știu, vrea să obțină doar parțial aceste drepturi. Vă gândiți să mergeți pe aceeași echipă de producție în acel moment sau aveți și alte idei? Discutăm în momentul de față cu mai mulți în piață pentru partea de producție. În ce condiții poate rupe EAD acest contract? Să presupunem că veți afla că, nu știu, după un prim sezon, nu se merită investiția. Cum puteți ieși din acest contract dumneavoastră? Eu cred că putem să ieșim doar dacă nu plătim și dacă Liga 1 își reduce numărul, dar cred că dacă își reduce numărul foarte drastic, este incorrect. Da, în ceea ce privește... Adică numărul echipelor și implicit al meciurilor care se transmit se reduce undeva, cred că la 10 echipe. 20%, parcă ceva de genul ăsta. 20% e un număr care e determinat chiar în numărul de meciuri, nu în procent. Deci aceea este principala, pentru că până la urmă ei nu pot să iasă din contract neîndeplinind și o obligație. Din perspectiva lor, contractul poate fi rupt numai în această situație a scăderii dramatice a numărului de jocuri, ceea ce nu se pune problema. În orice caz, orice modificare a sistemului competițional va fi discutat cu, în primul rând, cu dânsii și după aceea cu Federația Română de Fotbal. În acest moment, în Liga 1, există un singur club în insolvență, dacă nu mă înșel, Gazmetan Mediaș. Aveți vreo analiză făcută
din cele 14 cluburi, câte trăiesc din drepturile TV? Cred că o astfel de analiză a fost furnizată de către Departamentul de Licențe și Afilieri din cadrul Federației Române de Fotbal. Procentul este undeva la 42% din totalul veniturilor realizate de cluburile de fotbal din Liga 1. Este un procent asemănător cu ceea ce se întâmplă în fotbalul european. Adică această tendență nu e atât de mare la nivel de medie, însă aceste drepturi sunt importante pentru o parte din cluburile din Liga 1, ca să clarific răspunsul. Domnule Vălescu, vreau să vă întreb, pentru că ați vorbit în primă vreme de introducerea sistemului VAR în România. Vorbind de acest sistem de aproape un an de zile, eu îl prind până între LPF, FRF, nimeni nu își asumă când să-l introducem, noi spunem că nu avem bani, noi spun că nu-i treaba lor. Soluții sunt, dar problema e în principal de partea materială, în al doilea rând, au și Federația implicare, trebuie să, cum v-am spus, arbitrii trebuie să trimite la școlarizare. În momentul în care noi am pus la punct sistemul, să și îl implementăm. Pentru că noi suntem în discuții, dar dânsii trebuie să miște în direcția asta, pentru că durează câteva luni să specializeze arbitrii care pentru sistemul VAR. Dacă îmi permiteți, vreau și eu să răspund la această întrebare. Bună ziua și din partea mea. Sistemul VAR, de ce a durat așa mult? Trebuie să știți un lucru. În România, la ora actuală, nu există nicio companie licențiată de FIFA care poate să facă această transmisie. Atunci noi am vorbit foarte mult cu firme de afară, am așteptat niște prețuri care o să le primim în curând de la ei și așteptăm tot așa ca firmele din România să ne poată da ofertă având această licență FIFA. De-aia au durat și această chestiune mai mult. Să aș mai avea ceva de completat. Împreună cu domnul Ponga ne-am întâlnit cu domnul președinte Burleanu la Federația Română de Fotbal acum câteva luni. La sfârșitul februarie am discutat cu privire la implementarea acestui sistem. Președintele Federației ne-a asigurat că există fonduri de la FIFA pentru formarea arbitrilor care urmează să participe la implementarea acestui sistem de arbitraj video. Este dispus să acceseze acele fonduri, însă ne-a spus că există un termen, sper să nu greșesc, Robert, mi-aduc aminte că a propus un termen de aproximativ 6 luni de care are nevoie pentru formarea acestor arbitri. Asta înseamnă că indiferent dacă există sau nu o soluție tehnică în privința și financiară în privința implementării acestui sistem, cu certitudine că mai devreme de 6 luni de la începerea următorului sezon sau cel mai sigur, abia în sezonul 2020-2021 veți vedea implementat acest sistem în România. Spuneați că barul implementarea lui costă cam 1,5 milioane de euro. Nu știu cine a spus chestiunea asta. Eu am spus chestia asta, dar a fost un calcul așa, nu m-am anunțit, pentru că nu am văzut toate detaliile din ceea ce privește aparatura și tot ce implică pentru acest sistem. Poate nu prețul foarte mare, dar dacă o persoană vine și propune Ligii Profesioniste să finanțeze exclusiv implementarea acestui sistem de întâi, o luați în calcul? Eu nu calcul orice, păi dar depinde ce cere în schimb. Nu cere nimic. Atunci să vină și să... Adăcărea, acum o săptămână când vreau toți banii să implementeze doar în România. Haide-mi, vedeți. Mă scuzați, dar n-am găsit. După ce de banii veniți și scrieți că am luat de la... Pe mine a spus că... M-a spus insulația cu împrumuturi de la Astra. Veniți pe urmă să spuneți, da, domnule, luați de la un club bani. Dar eu văd că o discuție care tot se face de o perioadă de timp cu acest VAR. Am văzut că Europa League nu a implementat VAR. De ce nu vă duceți și spuneți la UEFA să va fi la finală? Da, dar la finală, dar în timpul competiției nu e. Așa că nu suntem noi ultimii din lumea asta care nu avem VAR. Alte întrebări dacă mai aveți. Ok, în cazul în care se va implementa acest sistem în România și nu avem arbitri competenți ca să știe să-l utilizeze? Păi nu, așa deja e o prezumție greșită, dacă nu se... Se întâmplă în Arabia Saudită.
Mondial, implementat VAR și au doi arbitri din țara respectivă care oficializează meciul în campionatul intern. De simplu. Dacă transformăm asta într-o chestie amuzantă... Nu e o chestie amuzantă, nu trebuie să-ți acceptați întrebarea. Niciun arbitru care n-are de la UEFA viza de a putea participa la acest sistem, nu participă. Nu pune mode. În Arabia Saudită s-a întâmplat că au pus VAR și fără aprobarea UEFA. FIFA. Sau FIFA, pardon. Ok, în cazul în care vom implementa sistemul VAR în România, sunteți de acord și cu aducerea arbitrilor străini care știu să folosească acest sistem? Eu sunt de acord și acum să aducem arbitrii străini să oficializeze meciurile, dar de competența noastră a ligii, de competența cluburilor, care trebuie să fie de acord toate, de competența federației, pentru că au arbitrii care arbitrează în titlul european și trebuie să arbitreze și România, zic eu, dacă arbitrează în titlul european. Aici e o discuție mai delicată. Pentru domnul Nicoară, aveți în plan creșterea numărului de spectatori, după cum ați spus. Cum se va împăca această inițiativă noastră cu un alt plan referitor la creșterea audiențelor, având în vedere că depinde foarte mult numărul de spectatori pe stadioane cu ora de disputare a meciurilor. Televiziunile vor dori să difuzeze meciurile mai târziu, când vor avea audiențe mai mare. Spectatorii nu vor veni de la ora 10 fără 21:45. Păi aici să ne uităm pe ceea ce s-a întâmplat în momentul în care meciul a fost programat la ore mai accesibile și primul studiu de caz pe care îl vom face pe Universitatea Craiova, care practic a cerut inclusiv public pe pagina de Facebook a orele de desfășurare ale meciurilor să fie mai accesibil. Ne vom uita la audiența pe care a generat-o, de fapt, la numărul de spectatori pe care meciurile Universității Craiova, când au fost programați la orele pe care le-a cerut clubul, comparativ cu audiența cu spectatorii pe care i-a avut clubul în momentul în care meciul a fost programat la alte ore. În principiu, dacă vă uitați un meci de la media, să spunem, în care joacă FCSB-ul sau Craiova, interesează în primul rând audiența locală, pe stadion vor merge cei din media, dar la televizor se vor uita toată țara. Adică se vor uita și bucureșteni, se vor uita și cei de la Cluj, se vor uita și cei din Botoșani și așa mai departe. Deci e cumva diferit, într-adevăr, audiența pe stadion. Ne interesează să o creștem prin acțiuni de marketing, prin acțiuni în comunitatea locală care să crească numărul de spectatori pe stadion, însă în același timp ne interesează să creștem și audiența de TV. Dacă nu mai sunt întrebări, aș vrea să urez tuturor creștinilor din România o săptămână patimă liniștită și Paște fericit alături de cei dragi și dumneavoastră la fel. Sănătate multă și numai bine!